Bună ziua! Astăzi o să fac o plăcintă sau o prăjitură cu mere, ceva foarte deosebit, la care o să vă placă și vouă, bineînțeles. Așa, deci avem nevoie de 4 mere, nu mici, nu prea mari, așa medii, chiar nu ne trebuie chiar așa multe. Mamă, de când am mai făcut cu ăsta, dar... Vedeți? Ce fain face asta. Ce tare. Am uitat de el. Și acum când am căutat în sertar, m-am adus aminte. Și l-am de... adus de 19, așa? Cred că de aici l-am cumpărat. Nu, e Jenner, nu știu. Aici. Așa. Și e foarte simplu. Poate mai rămâne un pic acolo, dar îl luăm. Așa. Face nu știu ce filmez, dar... Eu puteam ce filmez. Văd. Mai mult aici. La Formula 1. Nu mă uit la Formula 1. Da? Acum mă uit la Formula 1. Aha. Deci acum se uită la Formula 1. Da, mai știu. Este 7 ture. Da. Așa. Bun. Și, bineînțeles, și aici. Așa, și din asta găsiți... Dar ce faci, mereu umplute? Dai, mă, că nu știi tu de astea. Ce fac eu aici? Ai spălat? Da. Stai, liniște, nu știi. Bine, vine Carmen la noi și Angie face o prăjitură. Mai este un pic cu nucă. Mai este acolo. Asta îl punem deoparte. Cornulețe, dacă fi făcut la Carmen, cu ananas. Altă dată sau? Altă dată. Poate o să fac cât timp e Ilia la noi. Ea nu stă mult, 2-3 zile ce nu, cât stă, eu o să fac. Dacă vreți. Dar totuși ce faci? Prăjitură? Da, da. Prăjitură, plăcintă. Dar mai mult e ca un fel de prăjitură. O să vedeți că... Așa. Talia, nu mai fă regie. O luat astăzi Natalia ulei de pește. Da, ulei. Okay. Da. Tati, a fost satina asta. Mă arunc la gunoi. Da. Deci numai 3 mere pui? 4. Păi văd că 3. Ah, 4 de aici. Da, am și... Deja. Deci, mai cumpăr un din ăsta, cum se cheamă, curățător din ăsta. Am mai avut un lagu, nu știu ce-o făcut Natalia cu el, care chiar a fost fain și ăla. Cum am văzut asta? Și curesc cu el și găurești. Da, poți să și găurești cu el, vezi? Adică să... Uite așa. A, ăsta care găurește. A, ăla, da. Mă scuzați că eu... Nu. Dar și cu ăsta poți. N-am fost atent. Vezi? Asta e cum normal pentru cartofi, știi? Da, uite așa, te mai ajută și altundeva. Vezi? Așa. Trebuie tăiate cubulețe și după aia călite un pic unt. Punem și un pic de zahăr brun. Un pic de scorțișoare. Asta, așa se spune scorțișoare? Ori. Sau ai filmă? Chiar nu crezi că nu știu. Okay. Chiar nici eu nu știu. Ai uitat și tu ungureasca ta? Am uitat-o. Păi, nu. Chiar că am
Angie a fost copil când s-au despărțit părinții ei și tata ei a fost maghiar. A fost că a murit, răcuțul. Nu-i dă încet, Natalia. Nu mai încercăm. Așa. Le punem aici. Frumos. Nu trebuie chiar spălate. Așa. Asta se vede că e măr. Măr. Că s-o negrit, uite, vezi? Am găsit mere de la Austria, de la Sud Tirol, de fapt aparține Italiei Sud Tirol, înainte aparținut de Austria, la Kaufland am găsit mere, și noi care îți plac ție, știi, în avers. Dar știi cât a fost? Cât a fost? Dar să vezi ce șmecheri, nu pus prețul. Păi normal că nu pune prețul dacă e scump. Că eu știu deja. 10 lei kilogram. Păi ce zice? Hai să nu punem prețul sau poate că ciobin. Hai să lăsăm așa până mai încolo sau nu știu ce să zic, dar... De multe le-am pățit așa când e ceva scump. Nu-i preț acolo. Nu pune prețul și surprize după aia. La casă și hai să iau acum. Așa. Și mai am unul. Uite și trebuie. Uite cum bea fără tasuc. Ceva nou. N-am putut să bage bățul în... S-a descurcat. Păi s-a descurcat, că doar e fată mare. Ok. Bun. Am terminat cu merele. Filmez. Da? Așa. Unt moale, o lingură. De preferat fără fărmituri de pâine, cum e la noi. Mai e, uite, într-adevăr, mai e cu fermituri de pâine. Da, păi să face preste, nu-i mai. Oricum e bun. Și cu fermituri de pâine. Nu? Da. Să merge? Păi dă-i un pic mai tare. Deci fii atent, îi trebuie până să încălze. Dă-i un pic mai tare. Acum. Acum aș-o da drumul? Da. Să merge. Așa, deci s-a topit. Poți să pune un pic de ulei ca să nu se arde? Nu, nu trebuie. Nu pune un pic de ulei. Așa, acum punem merele. Așa. Și trebuie să amestecăm, trebuie să se călească un pic merele. Și după aia punem un pic de zahăr brun. Șugă. Da. De ce râs? Carmen știe. Știu, de ce? O melodie mai veche care se numește Șugă. Cât am râs. La videoclipul ăla. Așa. Lăsăm să se călească un pic și după aceea o să punem două linguri de zahăr brun și o linguriță de scorțișoară. Și conținutul ăsta, după ce s-a călit merele, o să le dăm prin blender, le facem pireu. Așa. Și o să vedeți mai departe cum se procedează.
Asta nu am pic. Da. Deci eu nu știu ce prăjitură face Angie, că nu mi-a spus, dar am pus o lingură de lichior din asta de cocos, pina cocos. Colada. Dacă știți care un gust mai fain, așa, și după miros. Așa, și așa, alcoolul se evaporă, nu mirosa cât e în beție. Nu, că prin fierbere iese alcoolul. Da, și respiri tu. Dacă vedeți Angie mai zâmbărează, să știți de ce. Da. Angie, bagă nasul acolo. Nu merge că... Nu merge că și-am încercat să-i dau drumul. Așa. Nu încape în priza asta, numai o sursă de... O sursă de lumină, am să zic. Numai o... Un ștecher intră în priza respectivă, că n-are loc. Din păcate, da. Nu putem să punem acolo adaptor ceva. Asta e. Nu adaptor. Asta e din cauza lui Hotel, tu știi? De ce? Din cauza lui Hotel, chestia asta. Pentru că e vota mai lungă. E chestia că priza a fost făcută, a fost făcută nu chiar la locul potrivit, și îi mai înspre interiorul dulapului și nu prea poți să bagi acolo, numai printr-o șmecherie. Printr-o șmecherie. Nu s-a terminat Formula 1. S-a terminat? Da. Dar cine e pe locul 1? Bine, nu. Cine e pe locul 2? E prima cursă din an și văd că tot Red Bull îți dă aripi. Da. Exact. Deci punem două linguri pe zahăr brun. Așa. Și punem și o linguriță de scorțișoară. Nu-i prea tare cu congiu. Așa. Așa, da, eu m-am așa de acolo să se călească. Uitați ce bine arată. Wow. A, de la pom. Pune-le acolo la tati în sertar, ok? Lăsăm așa vreo 10 minute. La tati în sertar, din evita. Dar și vorbesc. Da. Deci lăsăm așa 10 minute până se săfălește. Și după aia lăsăm să sărăcească. Se topește zahărul, pe atunci începe să topește zahărul. Vreo 10 așa, 10 minute, când am intrat la foc mic, eu cred că sunt pe 7. Poți să pun liniștită. Aha. Să văd că s-a muiat mărul, dar mai trebuie. Puțin lăsat, așa la foc mic. Cum e? Un pic sărac era sare pe lingură. Era pe sarea asta, lingură. Pe sarea asta. Pe lingura asta era sare. Ce am afis. Mamă, dar ce fain miroase. Wow. Ai auzit ce am spus? Da. Pe sarea asta era lingură. Pe lingură era un pic de sare. Deci, foarte fain miroase. Eu aș putea să pun și un zahăr vanilat aici. Pun? Are gust bun. Da, pot să pun, nu știu. Trebuie să pun un clipul de ăsta mai micuț, că ăsta e de 8 grame, ăsta e de 20 de grame. Și pun de 8 grame. Ți-am luat esență naturală de vanilie. Dacă știu, pot. Am văzut că o să pun de aia. Acum ai desfăcut, dă-i de mine. Dar asta pot să o adaug în blat. Atunci pune din aia naturală. Da? Numai da. Eventual când ai închis focul. L-am închis focul, da, aia m-am gândit și eu. Atunci o să adaug.
Bine ai făcut că mi-ai luat, că am nevoie. Aveți, că m-am gândit și la tine. Eu numai așa ceva folosesc. Deci, așa ceva, să știți. Este foarte bună. Într-adevăr aromată. Dar uite totuși, început să ce prăjitură faci? Prăjitură? Cum e? Cu ăla fraged? Mm-hmm. Și unde e luatul? Cine a făcut prima dată luatul? O să vezi, stai, că ăsta trebuie să se răcească între timp ce să face aluatul. Te-ai înțeles? Așa. O să vedeți cum procedezi. Ok. Mai las un pic. Dar vedeți ce face, ce face aburii de la alcool? Dar ce face sen? Lasă că e bine, nu mai trebuie. Păi da, când faci acolo, când pui în cuptor, da, tot mustul iasă din ele. Mustul. Destul. Nu, că oricum trebuie dat cu blender. Ah, nu bine? Da. Este așa bine, dat cu blender. Știi? Nu. Nu las că vezi. Da, cred că e gata. Uitați ce fain arată. Zici că jumeri. Am fost ce de jumeri. Mamă, ce fain miroase. Mm. Super. Ok. Deci oprim. Așa. Și acum adăugăm esența naturală de vanilie. Așa. Și punem aici peste. Ok. Bun. Mamă, Daci. Mamă, ce miros fain. Wow. Minunat. Super. Chiar, ok. Chiar foarte fain. Deci asta o lăsăm să se răcească și acum pregătesc ingredientele pentru blat. Gata? Da. Ok, deci două, avem nevoie de două ori. Le spargem aici. Așa. Aici avem 100 de grame de zahăr brun plus un pliculeț de zahăr vanilat. Și punem aici și dăm drumul la robot până devine spumă. Știu că miroase bine. Mami, de tu o rețetă, ce e ăsta? Apă minerală. Dar ce facem cu el? O să vezi. Deci uitați, s-a bătut spumă. Și acum trebuie să puneți așa cât un pic apă minerală. Păi nu știi așa cât? 60 de mililitri. Da. Apă la mine. Nu, 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 că nu trebuie. Puțin, mama. Puțin, ok. Puțin. Apă la mine, că... Stai, Natalia, că nu așa... Fac puțin. Îi dau lingurița? Da. Ok. E lingurița. Mai bine. Mm-hmm. Hai puțin. Da. Lunguriță și ai grijă să nu dai cu mâna. Nu, hai. Da. Și pui cu lungurița acolo, ok? Încep. Păi! Lăsa mine. Încep. Îi dai jumătate cu jos. Ia bea un pic. Ia bea un loc să pun. Natalia, dai drumul. Stai. Încet. Așa e, bravo. Încet, mă. Cu? Nu tot, dintr-o dată, că nu-i voie. Nu-i dau de-aia, vă zic. Nu trebuie tot dintr-o dată. Așa.
așa cu un pic, de nu chiar tot niciodată. Hai, Dan, hai, Dan. Hai, hai că imediat îți pun apă minerală, ok? Cu atâta? Nu pune acolo, că ți-o țipă peste plăcintă. Nu pui acolo. Gata, nu mai trebuie. Dacă vrei să bei tu. Acolo nu mai trebuie. Așa. Deci, ulei vegetal. Da. Deci tot 60 de ml. Mami, mai trebuie ăsta? Da, o să-l pun și pe ăla. Ai pus pe mililitri. Da. Poți să arăți, stai, ia mâna. Poți să arăți, vezi? Cu mililitrii. Da. Așa. Ca la farmacie. Exact. Și tot așa, tot câte un pic, deci nu tot dintr-o dată. Natalia, nu vrei să stai la masă? Așa? Natalia, nu vrei să stai la masă? Natalia, de-abia ca Ciuciu și ca Pepi, nu cu lingurița. Așa. Deci e gata. Am adăugat tot uleiul ăla. Deci este gata. Punem și... Ar fi fain să luăm asta să vadă. A, așa. Ce, dar poți să-l scot. Și... Da? Da, până gata. Nu pun făină. Poți să-l scot. Pune-l, te rog, la cuvetă. Așa. Și pun și o vanilie naturală. Este de câte grame? Chiar. De 5 grame, în total 10, da. Cum e? O spumă foarte faină, cremoasă. Da. Și pun și vanilia naturală și mai dau drumul încă câteva secunde să se amestece. Așa. Câte făină? 200 de grame de făină. Un practic copt. Cred că pun numai o linguriță pentru că, uite, e 16 grame, știi? Și cât e normal într-un plic? 8 grame, deci o linguriță. Așa. Deci, ăsta l-am primit de la Adina. Și un pic mai mare, ca, mai mare ca, da. Ca și ăsta românesc. Da. Se amestecă. Așa. Bun. Și acum ok. Așa. Câte făină, că am uitat. 200 de grame. Vrei lingură? Nu trebuie ăsta. Așa. Punem un pic.
cernem un pic aici. Amestecăm acum. Mamă, ce fain să arate. Unde filmezi? Mă scuzați. Vă spuneți așa mai aproape acum să iară. Vă faceți o idee. Deci nu tot dintr-o dată. Să dau drumul la cuptor, dar îi dau imediat. Câte grade? 160 de grade, numai vezi să nu fie ceva acolo. Oh. Trebuie să scos tăbile. Stai că pun pe pauză. Îmi dau drumul la cuptor. Fără ventilator, l-ai spus, nu? Da. Nu amesteci cu robotul. Nu, că trebuie încet. Că dacă amesteci cu robotul, atunci nu mai crește. Știi? Mm-hmm. Asta am învățat și de la bunica mea și de la maica mea. Aha. Întotdeauna când pui făină, trebuie amestecat încet. Aha, ca la Kaiserschmarrn. Așa e și la Kaiserschmarrn. Da, să nu se lase, știi, să fie pufos. Să fie pufos, da. Așa. Și acum adăugăm restul de făină, tot așa cât încet. Ok. Și amestecăm. Și o să punem în tavă. Și lăsăm la cuptor 20 de minute la 160-170 de grade fără ventilație. Am mai depinde și de cuptor. Nu sunt toate la fel, toate cuptoarele. Dar în principiu 160-170. Dar verificați cu bețișorul. Să verificați cu bețișorul dacă s-a copt. Să fiți siguri că e gata. Vine furtuna. Vine furtuna, da. Așa. Bine, Sonic. Bine. Da. Ok. Deci am să pusc. Numai un pic. Ok, gata. No, hai să punem la Sonic, Sonic, du-te. Tu te vezi ce face Tails. Așa. Aici ce faci? Da. Aici. Ok. Mă turnăm. Aluatul. Aici. O nivelăm și o punem la cuptor după aia, după ce am nivelat-o. Și între timp ce facem? Între timp o să fac pireu, merele. Trebuie să le pregătesc. Mami vorbește cu verișoara mea din Franța. Ce tare vorbește Claudia. Da, ea întotdeauna când vorbește pe telefon, cred că se aud, trebuie să zbiere ca să se audă. Cred că e la căști, parcă, nu? E tot la căști. Claudia, da. Da, uite ce bine s-aude, că se aud până aici. Da. De ce folosește căștile? Nu știu. Nu știu nicio. Deci nivelăm așa frumos și punem la cuptor. O să vă scriem la descriere rețeta. Așa. Nu trebuie să așteptăm un pic până ce să... Dar de ce avem noi penie pe jos? Întreabă-l pe fratele Costel. Păi ne fratele Costel ne l-a dat. Păi da. Până asta le-a să întrebăm. Da. Pe curând? Da.
Uite că a ajuns în temperatură. Okay. Deci a ajuns la temperatură. Acum putem să punem la cuptor. Timp de 20 de minute, 30, depinde. Așa, deci prăjitura noastră, uite ce frumos arată și e gata. Să ne băgat adânc, nu mă place. Da. Da. Da, uite, vezi? Aha. Vezi? Ok. Deci chiar arată super. Super. Trebuie să iau și mânușa cealaltă, dar o descurc. Așa. Deci, e gata. O lăsăm să se răcească. Deci, ce bine arată. Dar ce bine miroase. Uh-huh. Ok. Tati, uite. Cât e de mare forma? Tati, uite. 18x27. 18x27 forma. Da. Ok. Așa e. No, bun. Și revenim la merele noastre care s-au răcit. Cât timp se răcește blatul, noi pregătim merele. Să-l punem aici și să-l facem pireu. Pireu ca nu cartofi, mama. Nu pireu de cartofi. Uite că am dat pe lângă. Pireu de... pireu? Pireu de mere. Pireu pe mere. De mere. De mere. Nu vrei de mere, pireu? Așa. Da, da. Pireu. Pireu cartof cu mere. Cartofi cu mere, pireu, ok. Cartofi, ceva interesant. De la Natalia, chiar ceva interesant. Și acum mixăm cu blenderul. Trebuie să fie pireu. Ok. Deci am terminat merele și acum desprind puțin. Explodează. Da. Așa face ca în filme când arată că merge o bombă, știi? Ceasul la bombă. Așa. Deci arată bine, vedeți? Arată foarte bine. Ce fain mirosul. Arde? Arde? Așa. Nu i arde. Arde! Să bagă mine. Mami, arde! Nu arde, bita. Mami, arde! Lasă asta, arde puțin. Arde. Trebuie să așteptăm un pic. E caldă. E caldă, trebuie să așteptăm. Așteptăm, între timp facem crema care vine deasupra. Pune pe bază? Da. Mami, și eu vreau lapte. Stai. E frișcă, nu-i lapte. Frișcă. E la mililitri? Da. 150. 250, scuzați. 250? 250 de mililitri de frișcă lichidă. Și aici avem smântână, 20% grăsime. Normal ar fi trebuit 30, dar e bună și asta. Nu mai spus. Știu, știu. Opa. E bună și asta. Smântână. Natalia, nu te juca. Și Natalia, stop. După ce te faci? Te mănâncă degetele. Și o să pun și vanilie din asta naturală. No, action. Și Natalia, vezi că dacă îl ții așa și vrei să-l desfaci, curge peste tot. Uite așa. Acum. Vezi să miroase. Miroase. Mărie. Mărie? Ce cum o să zic? Mărie. Mărie. Lămâie. Lămâie. Și să pun și un pic de esență de lămâie. Mălie, n-a asta la bază. Mărine. Mărine. Lămâie, lămâie. Natalia. Mărine. Lămâie. Sfâine. Bă, nu te prosti. Nu te prosti, vei. Spune frumos.
Spune tu, știi ce mai e pe aici. Natalia. Ce? Spune lămâie. Natalia, vrei cadou? Da. Spune lămâie. Lămâie. Așa. Lămâie. Primești mâine cadou de la Carmen. Ai grijă? Lichidă trebuie bătută, mă, nu are aici să bat. Nu. Nu știu. Așa, deci frișca s-a bătut, așa, și acum punem aici, să mântăm toată, 200 de grame. Vezi ce gustare, e bună? E bună. Sper să nu... Gustul tău, nu, de acolo, hei! Sper să nu îți taie frișca. Oh, ca să nu e așa de calitate smântână. Auzi, avem smântână din aia de bivoliță. Ia mânuța, te rog. Da, atât vreau să nu mă nu-ți place? Nu-ți place să Angie, asta din aia care lasă apă, cred că. Nu. Să duc din aia de bivoliță. Nu, nu. Aia e un pic mai amară, să știi. E bună. Și acum pun esența asta de... Acrișoară. Puțin acrișoare, dar nu-i bai. Deci așa eram și noi când am fost mici. Să știți. Faceți rețete cu copiii împreună. Exact. Stai, Angi, că ea își pregătește. Angi, nu. Las-o, dă-i pace acum să-și pun. Rămân fără frișcă. Nu-i bai, las-o. Natalia, ne trebuie aici la rețetă, iubita, destul. Punem și un pic de esență de lămâie. Așa. Și punem frișca aici și amestecăm. Stai cu aranjezi. Poftim. Dă-i și mână. Nu știu dacă mai știe lumea să facă rețeta acum. Încerc să scriu la descriere. Nu, că oricum se vede. Deci 250 de mililitri de frișcă și cu 200 de grame de smântână. Și acum amestecăm totul la un loc. Așa. Natalia, te rog frumos, du-te. Nu-i gustare de smântână. Nu? Nu-i gustare de smântână. Nu-i gustare de smântână, ok. Am înțeles. Uite, uite ce-a făcut aici. Și penele le-o de la fratele Costel le-o împrăștiat pe aici. Păi așa e cu copii. Ce știți voi? Acum punem înapoi forma de tavă. Normal, nu lăsăm noi acum, n-am lăsat după ea. Ai găsit ceva. Dar ca să fie liniște și pați. Să ceva. Da, destul a fost. Gata. Sântână. Nu vreau sântână. Nu, ce gust are? Sântână. Are gust bun? Ok, bun. Acum... Stai, Natalia, nu... Angie, mai știi să faci rețeta? Da, mami. Nu mai trebuie, mami. Ia ăla de pe jos, copita jos, te rog frumos, tu te ia și pune-l la mașină. Bine, ia-l de pe jos și pune-l la ghiuvetă. Am mai avut aici, Natalia. Așa.
Și ștergi acolo pe jos cu un șervețel, te rog frumos. Punem mărul. Bravo, iubită. Dar vezi că nu le-ai spălat bine. Lasă că oricum spăl eu. Ștergi acolo pe jos cu un șervețel. Așa, deci am nivelat aici mărul și acum pun conținutul de frișcă și smântână. Să vedem. Să-i las și la Natalia un pic. Nu. Nu mai las. Nu. Atunci o să-i dau. De gata prăjitura, că imediat e gata prăjitura. Așa. Nu-i prea multă frișcă. Nu prea-mi place cum arată consistența. Gustă, să vezi. De la smântână, știi? Păi, mi-am zis că... Da. E bună. E ok. E bună. Wow! Super! Deci trebuie să întindem peste tot. Dacă vreți să faceți o prăjitură mai mare decât asta, puteți să dublați cantitățile. Dacă aveți tavă mai mare și nu aveți așa tavă mică. Că sunt din astea tăi care sunt mai mari și puteți să dublați cantitatea, dacă doriți. Și pe spune telefonul ăsta. Așa. Normal trebuia să lăsăm un pic la frigider, numai puțin, dar eu pot să-l tai și acum, dragi. Cum vrei tu. Să-l tai acum? Eu zic că pot să lași un pic la frigider. Ok. Să se întărească mărul, știi? Da. Că are un pic de unt și se întărește. Ok. Mai vine ceva? Nu. Eventual un pic de scorțișoară deasupra, știi? Aha. Păi poți să pun un pic de scorțișoară. Spun? Sau? Poți să pun dacă vrei, dacă nu, o las așa. Deci dacă doriți să puneți deasupra ceva... Dar e număr scorțișoară, nu? Să poate și nuca așa tocată pusă sau alune tocate, știi? Lasă așa că arată mai. Sau bombonele, sau scorțișoară, sau cacao, dacă vrei. Cum vrei? Știi, de să poate mai multe pune. Mai frumos arată așa. Da, arată și eu zic că mai bine arată albă. Așa. Albă. Pe curând. Okay, pe curând. Da. Și acum... Acum aici nu-mi iese cum vreau eu. Da, nu e nicio problemă. Dar nu ai tăiat până acum. Opa, nu. Deci. Așa. Ia uitați ce frumoasă este.
Să o fac cu scorțișoară. Poți să faci cu scorțișoară, da. Stai să fac și așa poză. Ok. E prea mare. Sit, gorile de la sita, Angie. Gorile de la sita, da. Lasă că pun așa. Dar lasă mai în jos. Așa, un pic. Nu. De altă sită. Nu. Și de ce nu-ți iei? Acum, cum a ieșit? A ieșit, dar este foarte bună, să știți. Deci... vă rog frumos să o încercați, numai să o țineți mai mult la rece. Așa, e ok, zic, nu? Un pic s-o dus cam pe acolo mai mult, dar... poți să iei dincolo, de dincolo, sita, că nu? Tot așa e. Tot așa e. Tot așa. Mă bucur. Tot aia e. Că nu s-o vede fain. Asta nu, e. Asta este. Hai să o tai. Așa felie mare? Păi, vedem noi acum. O tai așa pe mijloc? Da. Așa. Acum, nu tai la dimensiuni, dar... cum să tai? Să tai așa felii mici? Dar nu. Sau așa? Tai acum numai o felie. Numai o felie? Da. O să stă mai proaspăt înăuntru. Dacă e s-o tai după aia. Deci, trebuie cu cuțitul muiat în apă. Atunci iese mai fain. Așa. Foarte frumos arată. Tot chiar e și fain, ne? Aici e un pic mai... un pic, un pic. Dar nu e chiar așa. Puțin măr, că e margine, poate să nu știu. E și chiar fain, îmi place și, și gustul e super. Vrei? Nu. Hai acum. Nu mă gust de la tine. Măi. Măi. Deci chiar este ora super. 9 fără un sfert. Uitați aici ce bine arată. Deci arată foarte bine. Puteți să încercați și voi. Deci... wow. Aceasta este... deci, aceasta este realizarea mea. Sper că v-a plăcut și... trebuie să-ți facă așa o poză. Ok. Și credeți-mă, este foarte bun. Foarte bun la gust. Deci... păi trebuie super. Să încerci ca să... da. Deci am tăiat pentru noi doi. Dar e târziu. Nu, dar un pic să duci și gata, nu. Și atunci, mâine... încep dieta. Încep dieta, da, de mâine. Hai să începem. Nu știu ce prost să fie acolo pe mașina spart. Trebuie să mă sacrific pentru familia aceasta frumoasă. Nu, hai, da. Hai să vedem cum este. Deci îi place. Foarte bună. Foarte fresh. Ce fain e cu frișca cu brânză, e așa ușoară. Da. Un pic acrișoară. De la smântână, de la smântână, da.
blatul e moale. Da, e fain blatul. E și fain, vedeți? Nu-i lutos. E cum trebuie să fie un blat. Și vă dați seama că mărul ce fain e. E o prăjitură ușoară, gustoasă, bufoasă, delicioasă. Dar nu te mai oprești de mâncat. Noi nu vă dați seama cum s-a terminat. Da. Oameni buni, faceți și voi la fel ca noi. Este foarte bun. Să nu aveți cu ce să greșiți. Atât de simplu. Da. E simplu și ușor. Chiar îmi place. Enorm. La prima vedere, poate vă gândiți că blatul e prea gros, mor prea subțire, dar să știți că nu. E foarte bine așa. Deci chiar arată foarte bine. Uitați aici, vedeți? Deci arată super. Da, bun. Ți-a plăcut? Da. Ai terminat. Ok. Mai ai ceva acolo? Un pic. Da. Deci merge foarte bine cu cafea, să știți. Deci chiar merge super. Foarte bun. Ok. Deci... Nota 10. Mulțumesc. Aceasta a fost realizarea mea încă o dată. Sper că v-a plăcut rețeta mea și încercați. Credeți-mă, este foarte, foarte bun. Deci, încercați și voi. Vă lăsăm și data viitoare cu alte rețete. Bye, bye!